curat tare mult dacă ar fi pudrat-o cu zahăr. I-ar fi dat o față frumoasă, dar așa și-ai prezentat-o frumos. Bravo vouă, foarte bine. Așa, hai mâncați repede că mai am o surpriză pentru voi. Da? Da, nu se mănâncă asta. Dar cine, cine nu mănâncă primește surpriză? Da. Bine. De ce? Ce nu mănâncă? Bine. Oana, unde ești? Nimic. Deloc. O părăși pe Mirabela sau ce? Nu. Ești grozavă, ești Oana. Ești ce bună e? Plăcintă cu mere și cu nuci. Fantastică. Plăcinta n-am gustat-o pentru că eu nu mănânc dulce și în general mie nu-mi plac dulciurile, dar am gustat puțin din înghețat. Un pic, așa. Plăcinta pot să spun că mi-a plăcut cel mai mult, având în vedere că este desertul meu preferat. Extraordinar, așa plăcintă cu mere bună, am mai mâncat în Germania și nu exagerez, foarte, foarte gustoasă, foarte bună. Genul meu nu este plăcinta, genul meu e cine a pregătit plăcinta. Plăcinta asta am reușit să iau premiul ăla pe care l-ați văzut la intrare, dar trebuie să gustați așa puțin. Wow. Nu mănânc nimic dulce, niciodată. Nu e dulce, este chiar sărată. Dacă era sărată, mâncam. E foarte bună. Îmi place foarte mult plăcinta. Am pus foarte multe mere și am zis că ți-o să-ți placă. E foarte bună. Eu sunt fericită. E foarte bună. Foarte bună. Am zis că s-a cam mars, că nu e foarte ceva același timp. Felicitări, e foarte, foarte bună. E pentru vegetarieni. Dar nu se mănâncă, e mentă. E mentă. Pentru miros. Trebuie să îi felicit. Aș fi putut să zic că îl felicit pe Dan. Dar lucrând împreună cu Ana, făcând un cuplu la televiziune, bineînțeles, a trebuit să lucreze împreună. Și a fost și gazdă bună, cadouri. Mi-a plăcut așa mare. Meniul lui Dan a fost simplu și bun. Mie mi-a plăcut și s-a și văzut că mi-a plăcut. Am apreciat ceea ce a făcut el și dacă 90% din bărbați s-ar pricepe să facă măcar cât a făcut Dănuț în seara asta, vor avea o viață ușoară. El s-a limitat acolo unde credea el că putea să impresioneze, să pregătească o mâncare făcută de un bărbat care nu-i de specialitate bucătar. Am fost la mese pregătite de gospodine cu pretenții și n-a fost așa cum a fost în seara asta la Dan. Băiatul ăsta are bun simț, îmi transmite starea lui ca și om, încât și dacă n-ar fi pregătit bine, îmi place mie de el ca om, să nu se înțeleagă altceva, înțelegi? Are un caracter deosebit. Meniul lui Dan, vreau să spun că mi-a plăcut foarte tare, având în vedere că m-a luat și pe mine în calcul de data asta, ca și Mirabela seară. Mi-a dat o salată super tare, verde, care îmi place mie mult de tot. O să vă-l prezint pe un coleg de-al meu, el e Cristi. Bună seara! E coleg de-al meu de la One FM, care un post de radio de muzică house. Cristi însă are un hobby. Și eu când am văzut ce hobby are Cristi, am zis, trebuie neapărat să vii cu mine să te prezint prietenilor mei, ca să mai punem puțină sare și piper pe seara asta. Cristi, o să te rog frumos să stai acolo lângă între Mirabela și Dan, neapărat. Hai să scoatem obiectul muncii. M-am gândit. Mă, nu, eu la asta m-am așteptat. Să fiu sincer, când am văzut că ce? Că-l pui să ne facă nota. De-aia m-am adus lângă tine, nu? Bine! Nu, nota nu, o să ne facă niște trucuri cu cărți de joc. A avut un număr de circ super important, deci trebuie să recunoaștem că a fost cel mai interesant în seara asta, Dan. Vom luăm pe asul de trepă, da? Da. Luăm asul de trepă și vă punem aici. Da. În următoarea carte. Asul de inimă neagră. Da. Ok. Luăm asul de inimă neagră și îl punem sub asul de trepă. Da. Ea are inimă neagră. Cum se s-ar aduc asul de inimă neagră deasupra și asul de trepă de sub? Foarte interesant. Acum s-ar părea să frecuțim cărțile. Așa. Să formăm două. Impresionant. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, pentru că eu am lucrat la circ foarte mulți ani și iubesc asta. Eu n-am făcut număr de cărți, ce-i drept. Am fost cap de piramidă. Iluzionism, cu totul altceva. Dar asta nu înseamnă că nu apreciez că Dan s-a gândit și la mine. Ok, ne mai știu un joc. Ține puțin mâna, așa. Ok. O să mișcăm fiecare cu tocată, da? Că tocată va fi asta de trepă, da? Da. Ok, și țin aici. Lasă puțin mai jos trepă. Și țin-o bine mâna, ok? Strânge. Țin-o între degete, da. Bine. Perfect. Nu între picioare, între degete. Va fi asta de inimă neagră, ok? Fii atent. Asta de inimă neagră. Ok, am să încerc să schimb cartea, da? Da. Am schimbat, ai simțit?
Am stimat-o din nou. Am stimat de două. Hai să cum fac. Ține din nou cartea, ok? Uite, pun asul de inimă negră aici, da. Și o să-i treflă, ok? Da. Să-l puțin mai jos. Nu, ține-l bine, ok? O să încerc să schimb din nou. Da. O să-mi spui dacă am schimbat-o, fără să-mi dai, ok? Da. Am schimbat-o, ai simțit? Nu. Vezi, tu de nu te măriți că nu simți nimic. Băi, lăsați-o pe asta, că v-am spus că o tem. Nu vrea să se mărită, ți-ai deci nu-mi doresc. Vorba. Nimic nu simți, nu-mi dorește. Mea. Dacă nu-mi doresc, ce vrei? Cum vrei am să pisic, te măriți dacă nu simți? Am papagal, am ursuleț de pluș, nu mă întreabă nimic, de unde vin, exact, fost, foarte ce-am bine. Făcut, nu mă pune să fac sărmăluțe, ardei pluș. Să deci faci cu el, nu simte nimic. Hai mai încearcă ceva, poate simte. Nota mea pentru Dan este 9 dintr-un singur motiv, că el nu a pregătit el desertul. Dar nota mea pentru Dan este 9 pentru faptul că a fost ajutat și că ne-a și spus acest lucru. De altfel mi-a plăcut foarte mult. Nota mea pentru Dănuț este 10, că nu pot să nu-i dau 10. Pentru că Dănuț este Dănuț și mi-a plăcut că era îmbujorat tot și emoționat tot care oaspeți. Nota mea pentru Dan este 9. Pentru că a fost ajutat. În rest, a fost o gazdă super, super ok. Ați simțit? Seara a trecut plăcut, acum e timpul pentru socoteli. Dan adună 37 de puncte și e și el pe acolo prin clasament. Mirabela câștigă această ediție a Cireșei de pe tort. Să începem cu ultimul clasat din câte văd eu aici, cu 35 de puncte. Se pare că nu le-a plăcut foarte tare masa ta vegetariană, că tu ești. Asta este. Ce fac? Îți dau asta, nu? Adică e ultima din clasa. Da, ca amintire. Da, ultima clasată, cum am zis. Stai așa, câmpul. Era mișto dacă stătea așa, era super tare. Știi, adică coroana, prințesa cu banana pe frunte. Dar nu pot să o lipesc. Dar locul 4 nu există. Cu medalia de bronz să sar peste, așa, sunt eu. Mi-e frică să nu fiu ultimul, da? Deci am primit eu. Oricum. 37 de puncte. Mulțumesc frumos. Locul 2 și medalie de argint. Cine? Eu! Nu. Eu. Înseamnă că domnul Dan Bursuc. La egalitate de puncte cu domnul Dan Bursuc, Nicoleta. Tot 38 de puncte. Mulțumesc, mulțumesc. Deci se acordă două medalii de argint. Mirabela, ne-ai bătut de ne-ai zvântat. Felicitări! Ce bine! Să știi că dacă nu luam eu, îi furam oanei alea. De... Nu mai e nevoie, stai liniștită, o ai pe-a ta. Să te pupăm, hai să te pupăm. Bravo, felicitări! Cred că este cel mai așteptat premiu al meu. Uite! Bravo, felicitări. Foarte bucuroasă. Uite, uite-te și tu cum s-a zbărlit pielea pe mine. S-a zbărlit? Doamne, sunt nebună la cap. Îi iubesc foarte tare pe ei și îmi pare rău că n-au luat ei, dar eu mă bucur foarte tare că l-am luat eu. S-a bucurat așa cum am așteptat. Cu tot sufletul, pentru că s-a văzut pe ea că a fost surprinsă. Surprinsă în mod plăcut și mi-a plăcut că și-a dat frâul liber bucuriei. Maria și Mărioară iau un par și mă omoară. Parul să fii e de plop, să nu mă omor de tot, mă. Yes! Arde-o!